Salutare, băbeți, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să vă facem, ca de obicei, un nou videoclip în care, nu știu, o să mergem pe la mall, vedem ce haine ne mai cumpărăm, o să mergem să mâncăm ceva, așa că nu știu exact ce se va întâmpla, nu știu exact ce o să facem. Ăsta este un clip spontan, nu mi-am planificat nimic, așa îmi place mie să-mi fac clipurile. Ca de obicei, înainte să îi dăm drumul la acest clip, v-aș ruga frumos, mai ales care sunteți jucători de 5M, care folosiți Discord. O să vă las aici în descriere Discordul de la Underground, în special pentru jucătorii de 5M. Aici vă găsiți, aici puteți să-mi dați mesaje private. Iar acum, ce vă mai rog, să apăsați frumos butonul de like, subscribe și clopoțelul ăla, da? Haideți să vedem dacă ajungem la 1000 de like-uri la acest videoclip și să nu mai stăm la vrăjeală, hai să mergem să vedem ce se întâmplă astăzi. Mamă, cât am stat să montez asta, mă băieți, bine ați venit în mașina mea de lux, în bolidul meu. După cum v-am zis, mai întâi mâncăm și după aia mergem să facem cumpărăturile, băieți. Sper să nu ne apucem întunericul aici. Aveți și noi lumina asta. Șervețele, deci, ca de obicei. Deci în spate șervețele. Ia scoate și tu. Să mor dacă mai am loc aici. Eu m-am și mărit așa un pic și acum nu prea mai am loc în mașina asta. Trebuie să-mi cumpăr o mașină de teren, băieți, ca să fie bine. Avem aici trei sosuri, trei sosuri de usturoi și sosul casei. Ca de obicei, de la băieții noștri de la Cluj, de la Dopamin Experiment. De data asta o să vă las Instagramul lor și Facebook-ul în descriere. Și mi-au zis o schemă, deci când cumpărați, scoateți asta, bom, l-ați deschis și băgați iară. Căci că schema asta, deci eu cred că o să mă murdăresc pe tren, eu mănânc ca un porc. Mă nebunesc. Hai mă, las că mănânc așa. Deci vreau să opriți acum videoclipul și să-mi spuneți care sunt șansele de la 1 la 10 ca eu să mă murdăresc pe training. Acum puneți pauză și spuneți care sunt șansele. Eu chiar nu vreau să mă murdăresc, dar după aia îl bagi direct la spălat dacă mă murdăresc. Dar cum? Noi acum după aia mergem în mall ca să facem cumpărături, voi vă dați seama? Da, mă frate, da, am și o prestanță. Cum i-am zis ieri lui aia pe Omega, am și o prestanță, nu pot să merg la mall murdărit, nu? A plecat mizeria. Am uitat că ești vedetă. YouTuber. Mai face și cateringa de mine. După cum v-am zis, băieți, Dopamin Experiment. O să vă las Instagramul. E aici în Cluj. Care sunteți clujeni, care nu sunteți aia, îmi pare rău pentru voi. La burgerul să-i dau nota 10. Și mi-au povestit băieții o fază. Acum deja mă cunosc cu ei. Și știu că o să vă uitați la clipul ăsta și vă salut. Deci băieți, mi-au zis că atât de multă cerere au avut. Adică au trimis 10 burgeri în Făgăraș, mă băieți. Nu știu cum, dar au trimis de aici în Făgăraș. Vă dați seama că burgerii au ajuns reci și că clienții au fost mulțumiți, așa reci cum au fost. Adică dacă, vă dați seama, cred că a făcut 2-3 ore pe puțin până la Făgăraș și tot le-a plăcut. Deci vă dați seama. Așa că, virgulă, care sunteți din Cluj, măcar o dată de curiozitate comandați de aici, de la Dopamin Experiment, nu o să fiți dezamăgiți. Uitați-vă un pic. Suculent cec, carne bună cec, pâine bună cec. Asta ce e? Cașcaval. Cașcaval bun cec. Ce e, mă, n-ai ce să-i. Și acum cum să facem, băieți, că băieții mi-au zis să pun la jumate ca să nu mai se miște astea pe aici. Și acum am ajuns la jumate, cred că te s-a scos să bag mai în spate, nu? A fost și barbă mai devreme și acum, dar știi ce și-a luat? Triplu cheeseburger. Îți dai seama? Mamă, cred că s-a făcut întuneric. Sper că se vede bine clipul, sper, nu știu. Hai că n-a căzut pe mine. Rău. Ce notă îi dai la burger, dar sincer? La burger 10. 10? Mm-hmm. Și eu. Da, am un chef de mol. Ai chef de mol? Hai, maxim. Ați auzit, mă, băieți? Deci eu nu sunt cam, nu sunt categoria femeilor de 98% care preferă să meargă mol, să se plimbe, să facă shopping. Eu urăsc molul, mai ales când sunt obosită, n-am chef deloc. Ai chef de mol ca cu ai bani, nu? N-am chef deloc de mol. Păi ai zis că ai chef de mol. N-ai simțit sarcasmul. Ia. A, deci n-ai chef de mol. Că da, dacă nu-ți cumperi o haină aia, ai chef de mol, nu? Da, oricum nu cumpăr nimic, ține. Fără Caterinca. Poți să-mi cumpăr ceva? Păi da, ai zis că vrei să mergi la mol ca să-ți cumperi ceva. Nu, ai zis că merge că vrei tu să-ți cumperi. Eu am nevoie de liniște ca să-mi cumpăr și nu cred că o să-mi oferiți astăzi. Eu o să încerc să-ți ofer liniștea pentru ca să poți să-ți cumperi ceva. Pe lângă faptul că tu ești odihnit, abia te-ai trezit. Da, s-a drept. Bine la muncă. Ne-am avut o zi de
căcat. Programul meu a fost, am făcut live până la 5 dimineața, m-am culcat până la 1, m-am trezit și acum suntem aici. Aș putea spune să zic că eu sunt fresh. Păi bine, mă, băieți, o să continuăm și noi să-l mâncăm. Deci, după cum v-am zis, dopamin, experiment, o să vă las Instagram în descriere. Uitați-vă el cum arată. E numărul 1, băieți. Bă, măcar o dată de curiozitate să încercați. Eu o dată, bă, trebuie, că după aia... Și după aia, dacă nu vă place, puteți să mă înjurați. Bun, o să încercăm să ne vedem pe la mall. Vă prezint noul 12 Pro Max. Am comandat și eu un 12 Pro Max Gold de 256 GB. Uitați-vă spatele cum e. Forță. Forță, abia aștept să-l primesc. Într-o săptămână, două, ce că-l primesc și eu. Uitați-vă și spatele. Deci, într-o săptămână, două, 12 Pro Max Gold de 256. Abia aștept să-i fac filmare când îmi vine. Acum l-am comandat de la băieții de Lifestyle. La mall, pentru că a fost foarte mare agitație, foarte multă lume și, din câte știți, foarte multă lume este deranjată de chestia asta cu filmatul în zone publice, cu filmatul prin magazine, știți că sunt mai cealapă aia așa. Și am preferat să nu mai filmez oricum, ca să vă povestesc așa un pic ce am făcut acolo. Am ajuns prima dată, m-am dus la iStyle, după cum ați văzut poate pe story-urile după Instagram și după cum ați văzut mai devreme cu acele mici părticele, mici filmulețele cu iPhone-ul. V-am arătat un iPhone 12 Pro Max Blue și un iPhone 12 negru. M-am dus acolo, m-am uitat la ele, le-am filmat un pic ca să le arăt vouă cum ați văzut mai devreme. M-am dus frumos la recepție și mi-am comandat. Știți care a fost problema mea din totdeauna? Mie nu-mi place să dau precomandă, pentru că dacă dai precomandă, asta înseamnă ca să plătești produsul înainte. Mie nu-mi place să dau precomandă. Ce înseamnă precomandă? Să dai precomandă înseamnă că ți-a banii dinainte pe card, parcă nu? Deci la precomandă ți-a banii dinainte și după aia ești la cheremul lor. Trebuie să aștept o săptămână, două săptămâni, o lună, două, depinde cum vor ei și cum poate să onoreze comanda, ați înțeles? Și m-am dus acolo la recepție, după cum ați văzut și live-urile mele, care v-am povestit cum stă treaba cu precomandă, că eu nu sunt adeptul la precomandă, pentru că eu anul trecut am comandat un Apple Watch, parcă tu l-ai comandat. De eu l-am comandat, da. Ai comandat un Apple Watch și s-a întâmplat. Ți-a luat banii, 23 de milioane, da. Și după ce s-a întâmplat? O săptămână jumate nu mi-au răspuns, adică nu mi-au dat nimic înapoi, că mi-onorează comanda. Și după aia te-ai enervat. Și ce, ți-a dat mesaj că nu poate onora comanda? Nu, a zis că nu au un stoc. Și că să mai aștepți. Să mai aștept. Dar banii sunt luați. Da. Na. Și de atunci noi nu mai facem precomandă. Bine, și ți-ai cerut banii înapoi și ți-ai trimis, dar nu instant. Nu instant. Cum ți-a... Deci, nu, cam când ai comandat, ți-a luat instant. Într-o săptămână. Am înțeles. Bun. Și de atunci noi nu mai facem precomandă și nici pe voi nu vă sfătuiesc să faceți precomandă. Adică, nu știu, faceți ce vreți. Nu vreau să fac reclamă proastă nimănui. Cel puțin eu nu mai fac precomenzi. Și m-am dus acolo la recepție și am zis, salut, pot să... Când am văzut acolo, deci când am intrat acolo în magazin și am văzut direct iPhone 12 Pro Max, să dai seama că l-am văzut acolo. Eu mi-am dat seama că dacă nu mai ieșeai că l-ai văzut. Da? Da. Și m-am uitat, wow, ca un copil de la mic care, nu știu, știi, care a văzut acadele, știi? Și am zis, mamă, cum ar fi să-l aibă gen acolo, în magazin, în stoc? M-am dat la recepție, aveți de vânzare aici în magazin? Nu. Se poate da comandă? Da. Precomandă trebuie să plătesc înainte? Nu. Comandă vine și plătești. Mamă, că l-am auzit cu forță. Și mi-am dat comandă de un iPhone 12 Pro Max Gold de 256 de giga. 7.000 de lei o să dau, bine. 69 de milioane, 999. Adică 7.000 de lei, 70 de milioane. Bun. Și după aia am stat o oră la Vagabond și am probat, cred că toate hainele, toți pantalonii, tricourile, hainele, după cum ați văzut în story-uri, da? Acum eu m-am dus cu gândul ăsta. Vreau așa. Un pantalon, un tricou și o bluză. Și după aia m-am ales cu un pantalon, un tricou, o bluză și o geacă. Hai să vă arăt, băieți. Deci, pantalonul ăsta, să mai arăți diferența între ăla de luna trecută? Nu. Hai că le știți voi, că nu m-am mai dat jos din alea. Nu trebuie să vi-l mai arăt. Deci, asta e noua perechi de pantaloni. Mie nu prea îmi plac alea cu turul lăsat. Deci, au avut aia acolo cu mamă, un tur până aici, până în genunchi. Pe cum dracu cum mergi cu alea, mă, mâncat, că mergi așa cu turul, ești nebun? Nu pot. Cât de cât, un pic mai aici, știi? Așa, deci mi-am luat pantaloni ăștia. Tricou ăsta, eu nu prea sunt adeptul la... Adică, acum, da, da. Dacă mie acum 2 ani îmi spuneai că eu o să port țigănii de astea, adică gen tur lăsat, tricouri până la genunchi, eu nu te credeam. Deci nu credeam pe nimeni. Știți că eu am fost mai cu sportul, mai cu training-ul, mai cu alea. Chiar îmi place tricou ăsta, ăsta e tricou. În care ți l-au găsit nevastă-ta. Da, corect, tu mi l-ai găsit. Pentru că el, ăla de acolo, bine că el era și îmbărligător. Și oricum, dacă vede clipul ăsta, te buf, frate, vezi că ești bine pe marketing. Ești neîmbărligat, vezi că am și mască, am și vestă, am și aia, am și aia. Dar doamna nu vrea? Da, dar doamna nu vrea. Doamna, hai să... Ce a vrut să-ți arate? Niște pantaloni. Să-ți arate niște pantaloni. În fine, mi-a adus alt tricou
Și nu, bine, a fost ok și tricoul ăla. Și tu ai văzut tricoul ăsta. Hanoracul ăsta. Care îmi place, cred că e singurul care îmi place mie din toate astea. Chiar cățărică hanoracul ăsta. Așa. Forță. Dar vezi ce scrie? Că e și pentru tine mesajul. Dar ce scrie? Da, uite-te. Dar nu văd. Jos. I am a sinner. I am a sinner who probably, adică sunt un păcătos care probabil va păcătui din nou. Sin again, care va păcătui din nou. Lord forgive me. Lord forgive me, but we all die like sinners. Adică Dumnezeu să mă ierte, toți murim păcătoși sau ca păcătoși sau toți păcătuim, știi? Da, e chiar Caterinca mesaj. Bun. Și mai avem geaca asta. Bine, asta nu pot să o încadrez la o geacă de iarnă, dar este mai groasă. Aș putea spune că este o geacă de toamnă. Da, bine, cum mai mult umblu în mașina mea, bolidul meu de mii de euro, de zeci de mii de euro, nu trebuie mie. Cu căldură în scaune și... Bolidul meu, care am inventat un CSGO mai scump decât bolidul meu, nu îmi trebuie mie geacă de iarnă, adică pot să mă descurc și cu asta. Hai să pun un pic pe mine, nu? Da, da. Mie unul mi-a plăcut. Știi ce mă enervează la geci, în general? Fermoarul, se închide foarte ciudat. Păi să știi că tot ce am probat și acolo, eu. S-a închis foarte greu. Foarte greu, deci... trebuie să-l ții în ax. Ca să înțelegeți, mamă, am și mărit, mi s-a mărit spatele. Ca să înțelegeți, am avut ales dintre asta, o pufaică de aia de vestă, bă, dar pufaică de aia de cei că s-a întors tataie din războiul mondial cu ea, bă, și mai aveau tot așa, fără mâneci, vestă, bă, dar veneam până aici, zici că era geaca lui Victor Pițurcă, numai că n-avea mâneci, știi? Și cred că am făcut cea mai bună alegere, nu? Dacă te vedeam cu vestă din aia... Ia, vezi? Cum? Da, ești forță. Cum stă, mă? Se potrivește cu pantalonii? Ia ziceți-mă, băieți, a? Se potrivește cu pantalonii? Normal că se potrivește, că totul se potrivește. Nu? Da, ești forță. E forță. Bă, băieți, cam asta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Sper că v-a plăcut totul. Haideți să ajungem și noi la 1000 de like-uri ca să mai facem videoclipuri asemănătoare. Până un altă, eu sunt Cosminel. E seară, trebuie să dau drumul la live. Vă pup, fratele. Hai să facem 1000 de like-uri, da? Like, subscribe, share. Vă pup. Pa.